La plimbare prin Mandalay, am ajuns la un atelier de sculptură și lăcuire. Nu știu, momentan bănuiesc că îl spală, după care se apucă să-l și lăcuiască. Dar aici vedem ce înseamnă să ai răbdare. Foarte multă, foarte multă răbdare. Să cioplești toate astea. Femeile astea tocmai ce au terminat de făcut coborul, iar acum îl spală. Aici lângă se lucrează de zor la un alt cobor. Tot așa. Așa se umple capul păunului cu vată, ca să stea după aceea cât mai proeminent în afara coborului, a carpetei. Aici e atelierul de cioplitorie, unde băieții lucrează de zor. Ați aici și niște sculpturi din lemn frumos mirositor de sandal. Sunt acoperite în plastic să nu-și piardă proprietățile, bineînțeles. Și am ajuns la o mănăstire unde sunt vreo 1400 de călugări novici, din ăștia foarte, foarte tinerei care sunt aduși aici și antrenați. După 25 de ani poți să întoarcă la ei în comunitate, în satele din munți de cele mai multe ori. Și pentru ei va fi construită o mănăstire unde și ei vor putea la rândul lor să propovăduiască religia. Cam asta e povestea. Și înăuntru teoretic o să vedem cum mănâncă, acum se face intrarea. S-au așezat pe două rânduri și intră să mănânce acum. Ăștia mici sunt ăia cei mai învățăcei. Ce în alb. Din coace în stânga e sala de mese. Am oprit să luăm prânzul la un mic restaurant aici în la înaintea de trecerea peste râu, iar asta e o masă cu mâncarea pentru 3 persoane. 3000 de ceați, adică vreo 2 dolari și jumate spre 2,7 dolari, cam așa. A fost bun, am mâncat, dar e aici o supă cu ceva un pic dubios pe care nu prea îl tolerez eu. E undeva un gust între șosete nespălate și carne stricată, nu știu. În fine, gust din ea, dar nu foarte mult, după care o las. Deși sunt sigur că are numai legume. Dar e o legumă acolo care mă deranjează rău de tot. Și am coborât, aici e casa de bilete. Ăsta e biletul și acolo e bărcuța care ne așteaptă să ne traverseze. Arde soarele, ceva de speriat. Așa că bine am venit la Ava. Așa se numește localitatea asta. Și dacă vrem putem să luăm căruțe, dar la căruțe și la căruțași care te cheamă la ei, ceva de speriat. După ce ieri am mers cu moto rickshaw pentru prima dată, azi mergem cu e noua noastră prietenă. Vom merge cu căruța și cu căluțul aici pentru vreo oră și jumătate. Am ajuns în zona arheologică la Bagaya Monastery. Am plătit deja 10.000 de ceați ca să intrăm. România. Și hai să intrăm. Asta e o mănăstire făcută din arbore de tec. Pe arbori. Interesant cum arată. Și pilonii ăștia chiar sunt rezistenți. În 1843 a fost dedicată mănăstirea asta. Și așa arată la interior. Pilonii aia de jos se continuă și la interiorul clădirii. Fiind din lemn, miroase ca în pod la bunica. Parcă așa totul, un lemn vechi. Și am ajuns în livada de banane. Avem aici o minunată colecție de bananieri. Aoleu, dar ce ne mai zgâlție, mă, ca aleași bananele. Așa arată. Știu câți ciorchini ați văzut, dar există, uite la.
Și ăsta e turnul din Pisa al Myanmarului, Reclining Tower. E un pic aplecat dacă stai să te uiți așa la el. Și dintr-o parte se vede. Așa e puțin defazat. În orice caz, era un turn de veche, aproximativ 30 de metri înălțime. Is a solitary masonry building that remains the Baghdad's palace building 1822. Deci ăla cu tremurul din 1838, dar partea de jos a rămas și a fost restaurată în după structura originală. E în stilul secolului 19, începutul secolului 19 din Myanmar asta. Dacă mai țineți minte orașul ăla pe care l-am văzut de pe barcă, Sagaen, ne-am zis eu că sunt 1000 de pagode pe kilometru pătrat, e, ne-a confirmat acum șoferul care mergem că sunt 1476 de pagode în întreaga localitate, care probabil va avea un kilometru pătrat. Fetele sunt aici, în partea asta a orașului. Astea în roz, au hainele în roz, băieții sunt cu roșu, am văzut de dimineață la mănăstire. Acum e ora de ieșit de la școală la ei. Și am ajuns și la mănăstirea din vârful dealului. Aurită, foarte aurită. Și acum ne-am descălțat și urcăm pe scări. Cam asta se vede de sus. Râul Ayer Wadi în depărtare. Și valea la picioarele noastre. Merită, dar nu prea. Să ajungi până aici, doar pentru mișcare mai mult. Am ajuns la Academia Budistă, aici. Foarte mare pagodă. Așa se vede mai evident. Universitatea Budistă. Așa stai curtea de acces. Și am urcat pe Ubein. Ubein Bridge, un pod vechi din lemn, o să-l vedem și mai încolo. Un kilometru și... Și de pe Ubein sunt deja deasupra apei. E foarte drăguț la podul ăsta că nu are niciun fel de balustradă, așa că dacă pici, pici. Să sperăm că nu va fi cazul. Iar acum, pe la mijlocul podului, e un pic mai relax. Nu vine lumea până aici. De obicei, le lenești opresc pe la prima jumătate. Acolo jos, unde sunt scaunele verzi, bineînțeles că este cea mai bună poziție pentru a prinde apusul. Și aici avem și o mireasă pe apă, care se pregătește pentru ședința foto de apus. Se pare că din cauza putrezirii și a umezelii, picioarele astea pe care le vedeți aici sunt, bineînțeles, din beton. Băieții au zis să le înlocuiască, deși podul e recunoscut ca fiind cel mai lung de lemn din lume. Au zis că la jumătate pun beton. Era drăguț dacă păstrau tema. Și se face și apus aici, Ubein Bridge.